Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui administrator special pentru a îndeplini procedura de insolvență pentru o societate comercială a dat startul unei discuții tensionate. Consilierul Sorin Atușa a cerut lămuriri în acest sens. Cine era persoana sau, mă rog, compartimentul din primărie cu atribuții în supravegherea activității societății și a domnului Carp? Nu există. Adică, de sine stătătoare, societatea și nu avea... Da, haideți să spuneți. Ați pus o întrebare, da? Vă rog, cine răspunde din partea executivului primăriei? Nu e acționar Consiliul Local? Consiliul Local, dumneavoastră sunteți acționar, dumneavoastră. Eu nu sunt. Deci dumneavoastră. Eu trebuie să vă întreb pe dumneavoastră. Nu eram în acea perioadă și eu întreb cum funcționa la acel moment. Vă rog să apăs. Cu stimați colegi. Haideți să... Discuțiile au degenerat rapid între membrii Consiliului și Edilul Constanței. Nu vă faceți că n-ați înțeles. Consiliul Local este acționar, el desemnează AGA, MAGA, el controlează, noi suntem executiv, suntem altă instituție. Nu mă întrebați pe mine. Deci discutați între dumneavoastră, identificați un consilier de acum 3 mandate și întrebați-l ce a fost acum 3 mandate. Nu, dar nu cred că este cazul să luăm un derizoriu. Păi nu luăm niciun derizoriu, eu vă explic, dar probabil că nu înțelegeți, sunteți la început. Iar discutăm ca la dumneavoastră, unde vorbiți numai dumneavoastră. Eu nu stă, nu vă spărați, eu nu sunt bărbatul dumneavoastră ca să tac când vorbiți. Păi... asta, adică dacă dumneavoastră aruncați în derizoriu, o discuție... N-arunc nimic în derizoriu, vă explic cum funcționează. Înțelege sau nu, dacă noi să punem punct discuțiilor, nu știu ce tot vreți.